În vlogul de azi să mergem la magazin și o să cumpărăm ustensile. Muncă în echipă, băi, ne mulă la cap. Ca ei să construiască cel mai puternic zid posibil. Și le dai așa în scârbă. Și cine îl construiește pe cel mai puternic o să câștige, nu știu, 100 de euro? Mai ce? Mult, mai mult, ce 100 de euro? Mamă, wow, pentru 100 de euro dacă strângem 30.000 de like-uri, o să facem partea a doua cu un premiu mult mai mare și cu fani. Ok, deci faza e că aveți buget de 100 de lei să alegeți ce vreți voi din Dedeman și aveți timp 20 de minute să cumpărați tot. Așa că hai să mergem și ne vedem direct la casă. Hai. Eu credeam că o să se grăbească. Așa, Sebi, deci ce te-ai gândit să cumperi? Fii atent, eu vreau să cumpăr în primul rând un sac de ciment. Hai, vedem dacă e în buget. Băi, fraților, eu mă gândeam la această gresie, dar Sebi oricum zicea ciment sau din câte am auzit, din câte am auzit eu aici și frumos. Și nu știu dacă e cel mai smart să cumpăr o din tu, să cumpăr gresie de asta. Hai să ne mai uităm înainte să vedem ce și cum. Am văzut că toți prietenii mei și-au luat materiale din astea rezistente 100% și eu am învățat când se face o casă că se poți să faci și din lemn, după aia întărești tu cu bridging fester. Deci porcușorul cu casa din lemn. Exact, eu sunt ăla mai fraier, de suflă la și pică tot. Am găsit bucata asta, are 8 mm, eu mă gândeam să o tai în mai multe bucăți, 69 de lei, mi se pare un plan bun, atât că am nevoie de un fierăstrău. Și mai ales că e 69 de lei. Mi-a ajuns și eu competiția, mă. Îl las să spere că o să câștige. O să câștig. Hai, Robi, că ești bine, mai ai 31 de lei în buget. Bun, băieți, deci după 10 minute pierdute am întrebat toți oamenii cum te construiești un perete și aparent avem nevoie de chestie de asta și o să luăm și cărămidă. Să-l facem strong acolo, să vedem. Bun, și prețul este 16,76 lei, mai avem de spart mult. Bun, deci nu încape căruțul pe aici, așa că o să trebuiască să car cărămizile cu mâna aici, de mâna cap. Grăbește-te, nu mai timp. Astea. Aia alte-s mai ieftine. Bun, astea 2,76, 2,32. Oh, perfect, bun. Viața mea, help me, ia, muncă în echipă, băi, ne mulă la cap. Așa, da. Andale, repede. Ce ți-ei? Stai așa, cred că știu ce fac. Opa! Am zis! Deci, cât e o cărămidă? O, uite, cărămidă, 2,32 lei, o cărămidă. Deci poți să iei 50, dar cum le lipești între ele? Păi și trebuie neapărat să le lipesc? Păi dacă nu, de fapt, o, da, o să împing. O să se dărâme, da, o da. Să le... Da. Hai să vedem, poate găsim ceva mai ieftin. Asta e pavaj, nu. Cuie, ciocan, fierăstrău. Păi și m-am gândit să folosim și asta, că... Nu știu, pe la spitale cred că am văzut pereți așa. Mă gândesc că sunt destul de rezistente. Așa că o să iau și asta, dar nu știu. E 28 de lei și 38 de bani. Îmi ajung bani și de cuie, cred. Și acum le punem așa să numărăm, să vedem cât avem nevoie, să ne încadrăm un buget și să fie ok. Deci, bă, un metru vine cam... Da, e ok, e ok, 3 la bază, 3 la bază e ok. Nu, 4, că următoarea vine așa. Asta trebuie să aveți și urmă să iași cu voi. Așa se pune cărămida dacă vrei să fie rezistentă. Dacă te las pe tine să-l faci și îl pui așa, îl sparge spârdi din prima. Eu cred că așa-l făceam. Îl sparge spârdi din prima. Avem aici pavaj din cauciuc, din ăsta mai exact, care costă 28 sau 23? A, nu, 28, ok. Nu, cel negru e 22 de lei. Bă, fraților, am găsit acest pavaj din cauciuc. Costă 23 de lei bucata și mă gândeam să iau 4 bucăți din acestea. Însă, oare pot să iau direct de aici? Și ne mai rămân 10 lei de care mergem și căutăm niște șuruburi, că trebuie cumva să prindem pavajul ăsta din cauciuc, nu? Mi-au mai rămas 12 lei, așa că o să luăm lemnul ăsta care costă 5 lei, da? 5 lei și 13 bani. 12 minus 5, quick math 7 și mai avem 7 lei pentru șuruburi. Deci e perfect, ia uite. Hai să luăm ăsta. Ia uite-l, cât e? Bă, aproape 1,86 cât am eu. Nu, cred că asta are 2 metri. Da, cred că are. Am cumpărat toate materialele de la magazin, iar apoi când am ajuns acasă era prea cald să ne apucăm, așa că am continuat următoarea zi și am făcut pauza asta ca să vă reamintesc să dați pe butonul de like pentru că durează foarte mult să facem videourile astea și ați putea să vă și abonați pentru că mai avem foarte puțin până la 900.000 de abonați și s-ar putea să fac un clip super special la suma asta.
Deci acum suntem pe șantier și am făcut makeshift cadrul ăsta pe care o să vină pereții. Și fiecare va trebui să-și construiască peretele în dreptunghiul ăsta de aici. Cel mai puternic perete câștigă 100 de euro la final. Și fiecare și-a pus aici materialele. Robi are o placă de OSB și una de rigid. Spain are aici două blâni și niște cauciuc de ăsta de pus pe jos. Banii sunt reali. Da. Să scoți de la bancă. 100 de euro. Bine, nu prea cred că are rost să fac cu premii mai mari cu prietenii mei, că decât să vă dau vouă gen 1000 de euro, mai bine doar la niște bancă, se bucură mai mult ca voi. De acord. Iar ultimele materiale sunt aici ale lui Sebi și a luat niște cărămizi ieftine și un adeziv plus. Casca, protecție, băieți, protecție, tati. Haideți să vedem dacă la sfârșitul clipului, uite așa o să arate o cărămidă de-a lui Sebi. Da. Fiecare are timp nelimitat să-și construiască peretele, iar la sfârșit eu o să am aici mai multe unelte cu care o să încerc să le sparg pereții. Dar trebuie să rămâneți până la sfârșit ca să vedeți asta și nu uitați să dați un like dacă strângem 20.000 de like-uri la episodul ăsta, vom face și partea a doua. Și scrieți voi în comentarii dacă vreți să facem partea a doua cu fani sau cu alți youtuberi. Scrieți voi în comentarii. Și avem aici primul purceluș care face căsuța din cărămidă. Prima oară în viața mea când construiesc ceva, mă simt ca în Minecraft. Păi dai drumul. Da, gata, poți să încep. Wow! Da. Yes! Pește prima dată, nu te apuca până nu. Nu e nevoie de citit. E nevoie doar de pus. Lasă-mă să fac eu cum vreau. Și eu ce fac? Stau și mâinile la el sau pot să încep și eu? Poți să încep și tu, toată lumea poate să înceapă. Da. Păi, ia-ți următorul. Nu vă certați. Bă, mă se apăcează. Câte de astea pui? Păi, mă gândesc că plină, nu? Ca să avem aici. Păi, tu ce faci? Uite bine și eu pe aici. Nici nu știu ce fac. De fapt, ba, mă, știu, glumesc. Mă pricep. Deci, hai. Așa, treabă primară, treabă primară blănile. Bă, dăm blana. Stai, mă, să-mi pasă și un pic. Hai bolobocul acolo. Ce faci, ce faci? E bolobocul acolo, acolo trebuie să tai, să trag. Trebuie să trag, să tai. Ca să-l fac mai rezistent. Îl bag pe din... Bă, lasă-mă un pic, mai am materialul meu. Un pic, mai am. Stai, că rup asta. Au, mi-am prins piciorul. Dacă e strâmbă. Perfect, perfect, bravo. Ia. Îl rog tu la jurul pe mai repede. Nu, n-am încredere în skillurile mele. Am nevoie de fierastrău repede. Ben, tu cum le prinzi pe astea? Mamă. There is a problem, my friend. Ia unde da, mai mare. Fa, fiți atenți aici. Ia, hai să vedem. Cred că da. Bun, deci vine aici așa. Unde e creionul ăla? Vreau și eu. Ah, păi te-aș robi. Dar stai că de aici nu văd urma. Unde e creionul, bă? Nu știu. E în trusă. Dai, dai, dai. Bă, da. Vezi cum mă, cu de-astea pe față. Cuplele. Hai, bine. Eu l-am la primul. Bun, băi, zi, se începe aici construcția, trebuie să punem... Cum se numește acesta? Ciment. Mortar. Bravo, mortar, bravo. Mortar, am învățat. Bravo. Punem să întindem frumos mortarul aici și să... Atât, hai. De chiar e satisfying să torn beton. Mă rezistesc. Nu-l tai ziceți. Tu te duci încolo, eu mă duc încolo. Hai, 1, 2, 3 și... Nu-l vrei drept. Bă, lasă la mine, că am o idee. Gata, gata. Ok, hai, 1, 2, 3 și... Yeah, ok! Bă, merge! Aici mi-a fost un pic foame, dar e ok. Mamă, Sebi, dar ce de idei! Imediat îl termine și ne mână la cap. What the fuck? Nu-i chiar drept, dar... Dar el trișează, nu-i corect! Cu ce ai trișezi, mă? Că ai fost ajutat! Nu-i adevărat! Asta, că trebuia să fie drept. Da, trebuie să fie drept. Profesionalism. E bine, nu-i drept. Bun, băieți, deci primul rând este gata, aproximativ. Cred că e ok. Să mai trebuie, mai trebuie material. Da, cred că ar mai trebuie un pic de material, dar... Hai să punem cărămizile. Bă, dar e destul de greu cărămizile astea, sincer. Sare! Așa, ca așa? Să venim cu celălaltă, nu? Așa am vorbit. Da, da, da. Așa. Mă, sper că tai. Wow, ce satisfying e să construiești, bă? Nu? Bă, ce faci, mă? Stai că ne mai trebuie... Le-ai lipit între ele deja? Da, nu o să fie mai greu să le puteți. Da, cum înțeleg ce voiai să zici tu mai devreme? Dumnezeu asta? Așa. Dacă poți să-mi dai un șurub negru, te rog. Că am primit instrucțiuni și acum e treaba mai ușoară. Bă, oricum, în viața mea n-am crezut că un zid din cărămidă și un zid din lemn o să fie construit de mai repede decât un zid în cauciuc. Asta n-am crezut în viața mea. Păi stai, mă, că nu-i chiar așa. Dau te-l pe ăla cum rupe, bă. Te rog, că nu cap acolo, deci. N-am ustensilele, așa că... Apasă! Apasă! Nu merge, n-a dacă zic. Bă, 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 bă. Ce
Opa. O, fraților, că era de așa, de antrenament numai. Hai. Ia vezi ăsta ce ușor a intrat, vezi? Păi da, da, sunt două mâini. Păi lasă. Păi acum, după ce îl încinta eu. Vreau să-ți spargi ploana. Vreau să-ți spargi ploana. Deci dacă bagi ușor în jos, faci nimic, mă, nimic. Nu vreau să-ți spargi. Uite-l aici. Opa, opa. Uite-l aici. Ce e? Dacă spargi ploana, dai 200 de euro. Bun. Ia-mă apa. Purcelușul. Nu se vede. Deci că vine la... Pe să rupem aia, nu? Păi da, dar... Bă, dă-mi găleata, băga-mea. Bă, dar de ce cum fii și eu? Aha! Domnul de la țară. A, nu știam ce mă lovește. Da, dar pune-l invers, pune-l invers, acolo e gaură. Completezi cu material. Da. Hai. Nu mai pot trezi, mai dau un șurub de aluată la bord mașina, bă, nu, nu. Ah, cam o gâză pe mine. Stai. Gata. Am luat înapoi ustensila, băieți. Cea puțin, deci ar veni pe mijloc. Eu strepied. Așa, bun. Hai. Ah, nu pot să cred. Din nou a pus Robi stăpânire pe bord mașina, așa, doamne Artur. Stai să vezi, că nu mai împumu și niște... O, ia uite, îmi pune și mie, Ciment. Frumos. Cum băgați aia căzut? Ce-ți imaginai că o să întâmple? Să se lipească. Am crezut că o să se lipească. Adică? Opa. Adică? Păi că-ți mai din asta și în dreapta. Și nu mai ai încă perete de stabilitate. Păi, dar nu așa mult. Stai puțin, dă-o mai încolo. Așa. Știi cum poți faci? Poți să bați de aici încolo. De să-l bați diagonal. Da, era mai ok dacă aveam un ciocan, dar... Asta e, fii atent, hai să prindem aici prima oară, ce zici de asta? Hei, cum te-ai junit la deget? Am... Cu asta nu o să poți, trebuie negrese. Da. Bagă-l. Direct în el. Trebuie să ajutăm și pe băiatul de la Arad. Gata. Cătă-mă-te-l trecut și în partea cealaltă. Nu, e acolo. Unde e? Acolo e. Hai, aici altul. Au, au, îmi băgă-n deget. Bine. Am păcălit. Mama, îmi pungem. Gata. Deci mi-am dat seama că trebuie să-ți fii luat tu? Ce? Șaibe. Hai, da. Și ai belii mei, de ce mi-am prins? Lasă-mi pe mine, că am mai multă, mai bună poziția. E un pic așa, într-o dungă. Păi așa trebuie să-l bagi, dai. Aici am mai... Ce-i făcut? Păi nu te mai ne-ai luat! Cum ai făcut asta? Am dat așa, ca prostul și te-am adus. Ia uite! Ia uite! Prinde culoare deja! Era să pice când o duci. Era să dărâme. Bun, băieți, de zidul meu este aproape gata, dar o să-i mai dăm așa un niște jeturi de mortar de ăsta. Te-ncuială, bă! Te-ncuială, știi cum fac ăștia. Ia, trebuie să dai tare! Băi, ne-a stropit, băi, nu că ne vorbim. Era așa tare. Și le dai așa în scârbă. Vezi? Da. Uite-o! Deci avem aici primul perete, porcușorul care și-a făcut peretele din cărămidă. Băi, sincer, dacă am fi așteptat un pic mai mult să se întărească cimentul pe el, da, aș fi avut șanse. Dar așa nu prea s-o întărește cine știe. Ce dai destul de tare? Am ajuns la peretele lui Pei din aici, cauciuc. Ce capodoperă! Uite aici, cel mai rezistent perete, vă zic eu, cam eu nu ui. Dar eu am încredere în el, mă. Poate el așa un pic mai sprijin. Dar măcar e al tău. E al meu, mă, ce contează? L-am construit eu cu mâna mea. Și ultimul perete avem aici, porcușorul care a făcut căsuța din lemn și din rigips. Sincer, ăsta pare cel mai rezistent. Zici că e rezistent? Așa, deci avem aici jos toate ustensilele pe care o să le folosesc să sparg acești trei pereți. O să aleg o ustensilă de jos la nimereală și după aia o să dau pe rând în pereți până rămâne ultimul în picioare, iar câștigătorul va primi 100 de euro. Prima ustensilă, hai să începem încet. Și prima unealtă este furculița, faceți piatră, farfurie, o hârtie și câștigătorul alege în care perete dau. 3, 2, 1. Ce, unde facem? Stai, mă, că nu e așa. În care dau cu furculița? Dă la mine.
Și acum să faci așa, mă, furculița, ca animalul. Bună strategie de la robinet. Faza e că fiecare perete trebuie să aibă același număr de unelte, adică nu o să fie unul dezavantajat. Dați drumul la cronometru, un mamă, minut. Deci asta e prima ostensilă. Hai să vedem dacă îi facem ceva. Un minut. Uite, dacă știam că se întâmplă uite, asta. Uite, mă, că merge. Puneam, le puneam invers. Au! Dă-i, mă, mânușile alea de acolo, roșii. Dar tu scormonești? Păi, dar ce vreau să fac? Ia mânușile, să nu te zgrii la mâini. Mai dai acolo, în centru, ah! În gaură. În gaură, în gaură, așa, 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 așa. Dă-i, dă-i, dă-i. Mamă, bă, tu știi cât de greu e? Bă, efectiv, a durat o oră să construiască toți trei bereții, vedem cât durează să le distruge. A bucat, a trecut un minut. A trecut minutul, băieți. Asta e tot ce am reușit să-i fac. Hai să trecem acum la următoarea ustensilă să vedem în care perete dăm. Da. Asta e a doua ustensilă, avem arcul cu săgețile noastre din bambus. Hai să vedem cine câștigă acum și în ce perete dăm. Hai, hai. 1, 2, 3 și... Yeah! Stai, lasă-mă să mă gândesc cât de tare o să dai. Cât de tare pot? Ok. Bă, în care dau? Ai, ai ales dintre alea ia două. Ia mâna! Ia mâna! În al meu ai dat deja, nu? Da, deci nu mai am voie să bă, nu știu ce damage o să-i faci de asta, că ai prins cu șuruburi. Dă-n alu, Sebi, că o să dai cât de tare. Lasă! Hai să mai aduc. Hai. Lasă, gata? Gata, hai. Dacă dai în centru, a căzut. Clar. Ok! S-a dus pe când, mai odată. Ok, mai avem... A trecut prin gaură. Pe spate. Stai, 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 stai. Hai, bă, să... Hai, hai, rec. Au, mamă, de ce doare! Păi nu poți să-i dai drumul așa, Andrei. Trebuie să arunci direct, bă, tu. S-a dus în spate. Cea mai bună unealtă asta, jur. Următoarea unealtă e acest... Următoarea unealtă e acest ciocan de șnițel. Și acum nu mai trebuie să facă piatră, farfecă, hârtie, că alupei n-a rămas singur unedat în el. Și hai să vedem. Păi nu! Pe mijloc, cum adică? Pe mijloc? Păi da! Bă, dacă dai în asta cade. Bă, pica meu! Da? Bă, dă-n asta! Au! Ia uite aici, prima daună. Dă-l jos! Dă-l jos! Dă-i în el! Cu forță! Nu, stai de fapt că e zidul meu, mă, de ce-l susțin? Au, mamă, și era să-mi dea direct în față. Gata, 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 stai, a trecut un minut, ce mai faci? Bă, sunt aproape, aproape, pe asta l-am ciungărit cel mai tare, mai are 75% din zid. Fii atent, șurubul ăsta l-am pus ultimul. Ultimul. Bine că l-ai pus, bine că l-ai pus. Uite ce bine că l-am pus. Următoarea unealtă o să fie cross asta de golf. 1, 2, 3 și... Oh, ia zi, în care dau? În alu Robi. În alu Robi? Da. Tot partea dușmanie, că n-ai de direct ca să vedem. Sparge! Nu, mă, nu, zbâr! Gata. Hai că poate să scapă crosa. Bă, dar dă-mi dușmanie și nu convine, peretele meu! O să-mi bate cu ce? Ia dă-și pe cârcă. Bă, dar nu mai e. Se aude ecou. Hai, ce bine că nu trebuie al meu. Aie. Am încercat să-i dau. Aproape se vede al doilea. Următoarea unealtă este acest ciocănel de fier. Hai să vedem în care dăm. Hai. 1, 2, 3 și. Ho! 3 și. N-ai văzut al meu. În care dau? Eu zic în al tău, că e ciocan. Deci n-am mai să zic în al Robi, deci alupain. Alupain? Da. De ce n-ai văzut zici în al lui? Că nu m-a ciudat în el. Deci fii atent, avem aici o stensila perfectă, că ia uite ce are ăsta. Ia uite cum îl bag. Bă, nu-i corect. Ba, e corect. Nu-i corect. Bun, hai că începe, stai așa, cronometru, alea. Da, are ustensila perfectă, dar nu poate să lucre. Gata. Da. Ah. Ah. Nice! Ia uite. Încă o dată. Hai că asta au fost 2 secunde. Încă de vreo 50 de ori poți să faci așa. Ba nu, de 30. Da, am și o întrebare, în zidul lui Sebi, de ce nu a dat nimeni cu nimic? Că n-am nimeni cu arcul. Hai că-s după gata din e ok. Știi mi-o ăla cu... Bă, azi 2 minute! Gata? Aoleu. Și la următorul perete al lui Sebi și o să dăm cu... Și o să dăm cu cross asta de golf. E... Da, mă, știu, e cross de baseball. Hai că dau așa încet, că asta s-a sucit tot odată.
Pleia pe rând. Una. Oh, 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 pică tot, pică tot. Cred? Asta e, a pierdut. Bine, mă, hai că astea pică, da? A, de acolo. Se strică asta cu aia, ia uite-l. Bățul meu din spate, nu? Ia uite bă cum e. Ia uite cum e asta. What the fuck? Nu, restul au mânușile de box. Au! Bă, ăsta aproape s-a dus tot zidul, Sebi. Se pare că purcelușul din cărămidă n-a fost așa bun, vreți de mint? Gata, 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 lasă-l. Ești nebun, mai avea puțin să ducea crosa. Următoarea ustensilă avem aici top orașul. Haide să vedem. 1, 2, 3 și. Și mai târziu. Deci în care dau? În peretele lui Robi. Hai să vedem. Ăsta e peretele lui Robi. Am dat invers. Ok, ok, trebuie așa de fapt. Bine. Ești nebun? Aaaa! Descarcă-te! Așa! Păi că sparge pe aia, oglinda, dă-mi cu tot. Și asta e ultima lovitură, că nu mai pun nimic. Deci la Robi am intrat prin jumătate din perete. Haide să luăm următoarea ustensilă. Asta e următoarea ustensilă. 1, 2, 3 și. În care dau? Păi n-ai cum. Hai să vedem ăsta lui Pain. S-a desfăcut de la vânt. Una. Acum s-o crăbim de la sine. Dar tu le desfaci așa frumos? Bă, Pain, și cred că e game over la Pain, băieți. Mai dai un picior așa la prăjale. Gata, băieți. Pain e oficial primul eliminat. E dezbrăcat Pain. Păi și... dezbrăcat. Da, ai vrea. Na. Ce asta? O dragă de acolo. Pain este primul om care pierde. Da, mai rămâne... ai vrea, bă, că voiam să dau eu 100 de euro la niște abonați. Aia, dați-i subscribe oricum lui Pain, că poate scoate din buzunarul lui. Hai să vedem următoarea unealtă. Da. Asta. Hai să-i buzunar. Piatră fără vegan, hârtie, de mâncare dăm. 3, 2, 1 și. Pu, băga mea aici. Aoleu! Bă, dar ce urât. Ia dă mai tare un pic. Mai tare, așa, dă-i. Hai, dă-i, dă cât de tare poți, băr. Să-l lovești cu lopata. M-a simțit mai bine, sincer. Bă, dar parcă el ține cu Robi să mordă pe mine. Bă, dar... Bagă mai adânc, bagă adânc, 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 în jos. Dar nu mai poate mai adânc. Bă, cât timp a trecut, mă? Bă, de ce n-a... Așa, acum pentru Sebi urmează mânușile astea de box. Bine, nu-s de box, de karate. Hai să vedem, Vere. Stai. Gata? Secunde, a dat cu lopata aia in dușmanie. Gata, 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 gata. Mai avem o singură cărămidă. Mai e una. Mai e una, cu asta se câștig. Cu asta se câștig. Următorul lucru. Acum am rămas fără unelte, așa că o să luăm iară toporul să mergem la Robi. Să vedem dacă rezistă încă o tură peretele lui. Și cred că dacă rezistă e aproape câștigător. Și hai să vedem. Așa, puiul meu, rezistă! Că-ți dă doar un minut! Rezistă! Hai! O spate urmă, dar la doar mai înge. Hai, puiul meu, hai, stai! Hai, mă! Dar tot e pe ăsta. Hai, dai, 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 dai! Fă câta gaura vrei! Rezistă! Rezistă! N-ai vrea cum să-l faci! Dă cât de tare poți!
Hai mă, Daniel, pauză. Daniel, Daniel, împărțim banii. Bă, gata, a trecut un minut, vene, gata. Bum, zoom. Arăt-o cum să... A cățu caramida! A cățu caramida! Așa, deci, într-un sfârșit, uite, Robi, o să rămână 100 de euro. Final. Bă, dai-mă banii. 100 de euro pentru constructorul nostru de astăzi, Robi. Poftim. Radu s-a abonat pe ultimul meu video și a câștigat 100 de lei. Dacă nu ești încă abonat, apasă acum pe subscribe, pentru că săptămâna viitoare voi da alți 100 de lei cuiva care se abonează în următoarele 7 zile. Iar când ajungem la 1.000.000 de abonați, voi mări premiul la 1.000 de lei. Și dacă ești deja abonat, folosește telefonul de la un prieten, frate sau părinte și abonați-te de acolo și s-ar putea să câștige ei 100 de lei.